conducta e cu dus întors. Într-adevăr, Germania s-a conformat în mare viteză insistențelor lui Biden și a anunțat că blochează furnizarea de gaz rusesc pe noua conductă, pe noua magistrală, Nord Stream 2, care încă nu a fost dată în funcțiune. Deci, practic, blochează punerea în funcțiune, prin avizele tehnice, acestei magistrale. Aparent, Germania devine dependentă de gazul lichefiat american. Numai că lucrurile nu stau așa. Și până acum Germania, fără Nord Stream 2, s-a putut aproviziona și probabil că va continua să se aprovizioneze pe canalele mai vechi, tot fiind dependentă de Federația Rusă. Să vedem cât va mai dura distracția asta.